Un băiat de doar 10 ani a dispărut de acasă fără urmă. Familia este disperată, iar oamenii legii îl caută pe Magda și Mădălin fără oprire. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectuează verificări în vederea depistării unui minor de 10 ani dispărut de pe raza comunei Satchinez, județul Timiș. Polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul că în seara zilei de 16 iunie, Magda Vladi Mădălin ar fi plecat de la domiciliul său din comuna Satchinez, județul Timiș, iar până în prezent nu a mai revenit. Semnalmentele băiatului sunt înălțime 1,40 metri, păr brunet, ochi negri. Ultima dată când a fost văzut purta un tricou negru, pantaloni scurți gri, pantofi tip sport negri, șapcă de culoare albastru închis. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze Serviciul de Urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.